Stimate domnule Rățoi Dumitru, onorată familie, stimați invitați, sunt onorat astăzi să particip la acest eveniment deosebit din viața domnului Rățoi și a municipiului nostru, cei 100 de ani de viață pe care domnul Rățoi îi împlinește chiar astăzi, face din comunitatea noastră o zi de sărbătoare, pentru că o vârstă atât de frumoasă, sigur, pe de o parte este greu de atins, iar pe de altă parte constituie pentru noi, pășcănenii, un model de urmat, astfel încât să ajungem și noi, cei care suntem prezenți astăzi aici și ceilalți, această frumoasă vârstă. Sigur, folosesc acest prilej pentru a-mi aduce recunoștința, admirația, prețuirea față de toți veteranii de război care mai sunt în viață și care nu mai sunt în viață, în motiv pentru care vă rog să-mi permiteți să mă plec în fața domnului Rățoi și a tuturor celor care acum 70 de ani și-au lăsat chiar mai mult de 70, din 45 peste 70 de ani și-au lăsat familia, rudele, prietenii, unii dintre ei copii, închipuiți-vă să-ți lași copii și să lași pe toți cei care ai apropiați să iei arma în mână și să mergi să aperi sub steagul patriei, să aperi pământul, să aperi independența și suveranitatea acestui popor. Sunt lucruri care astăzi, după părerea mea, sunt greu de exprimat în cuvinte, ci doar cei care au trecut prin acele momente și respectiv domnul Rățoi, și sunt convins că o să ne povestească în tot ceea ce a întâmpinat în perioada respectivă și sigur și după ce s-a întors din război. Nu am să mă refer prea mult eu la viața și activitatea domnului Rățoi, pentru că o să rugăm pe dumnealui să ne spună câteva cuvinte, dar trebuie să recunoaștem și să fim recunoscători, pentru că datorită acestor oameni astăzi vorbim limba română, astăzi avem o cultură, avem spiritualitatea noastră, suntem un popor independent și putem să ne manifestăm așa cum dorim și gândim în interiorul unei țări. Eu țin să-l felicit din tot sufletul pentru frumoasa vârstă pe care o împlinește astăzi domnul Rățoi, să aduc recunoștința administrației locale, a Consiliului Local și a mea personal pentru toată activitatea pe care a desfășurat-o pe câmpul de luptă, după ce s-a întors de pe câmpul de luptă, activitate pe care și-a desfășurat-o în municipiul nostru, contribuind la dezvoltarea țării, contribuind la dezvoltarea municipiului nostru. Vă urez la mulți ani, sănătate, alături de toți cei dragi și Dumnezeu să vă țină cel puțin tot așa cât o să poruncească dânsul. La mulți ani! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți,
pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. În semn de recunoștință, imediat închei, în semn de recunoștință, imediat, să-mi termin eu treburile și în semn de recunoștință primiți o diplomă de onoare, o diplomă aniversală, se acordă domnului Rățoi Med Dumitru, veteran de război cu prilejul împlinirii vârstei, venerabilei vârste de 100 de ani. Aici monografia municipiului Pașcani și un documentar istoric privind mărturii pe perioada celor 100 de ani de la unirea unirea țării din 1918 și până în prezent. Știu. Uitați aceste două ori. Puteți să vă citiți ce ați semnat acolo. Puteți să-i citiți. Poftim? I-ați făcut o dedicație frumoasă acolo. Da. Haideți să vă citesc. Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 100 de ani, vă doresc multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Vă respect și am profundă recunoștință pentru că ați onorat drapelul național al României în timpul celui de-al doilea război mondial. Stimate domnule Dumitru Rățoi, la mulți ani, cu deosebită considerație, primarul municipiului Pantazii, Dumitru Pantazii. Surprins. Un buchet de flori. Surprins. Și o mică atenție pe cumiară, care vă rog să primiți buchetul de flori. Și acest tort și o fotografie de grup de acum un an de zile. Da. Astea au mintiri frumoase. Da. Da. Încă o dată, la mulți ani, felicitări. Da. Acum să ascultăm. Domnule primar, doamna viceprimar, domnul Cic, administrator, Sfinte Părinte Eugen și Părinte Ionică. A trecut 100 de ani, nu știu cum a trecut cu multe nenorociri care a avut țara asta. Te-am stat jos. Am început. Te-am să stăm jos. A venit pe drum. Fie sus, te așa. Da. Vă rugăm să luați loc și dumneavoastră. La depo. Vreau să ne povestiți așa. Când de lege. În perioada ce foarte grea, 46 încolo, era foamete. Era minoroșire mare. Plecam cu chifizii de mămăligă la drum. Rămâne fără combustibil. Nu erau reparați. Toate atelierele au fost distruse din război. A fost foarte greu. Și când a venit rușii acolo, mi-ați întrebat atunci cum. Am venit la depou și am pregătit locomotivii reci ca să-i ducem snoliei rușii. Am plecat de Florii cu convoiul de locomotive. Luam astăzi o mașină, am pregătit-o nouă, am băgat sob întrânsa, așternuturi, unde dormeam noi. Și am mers până la Cârcea lângă Craiova cu locomotivele. Acolo, în săptămâna mare, ne-am dus în sat, mâncau și făceau oamenii exact ca la noi, cozonacul, paș. După aceea ne mutăm la 30 de kilometri la Strehaia. Acolo se lupeai picioare prin casa lui oameni, rugăjuni, disperianțe ca la cer la pământ. De acolo am primit ori să plecăm la Timișoara, la depou. A început războiul în partea cealaltă. Și ne-au dat pe front, pe toți ăștia tineri, pe front. Și aia mai bătrâni, păceau în țară. Făceam servicii în trei țări.
România, Iugoslavia, Ungaria. Fugise toți mecanicii unguri și sârbi și făcea cu românii. Mergeam cu ruși, prietenul rusești, dacă mă prindea acum, mă ținea câte o săptămână. N-avea mâncare, n-avea nimic. Îmi dădea casă, zice, după timp mâncam, că era retare, coare de oaie, grasă. Ce-am făcut? Am început, te-am dus la depoul la Chichinda și acolo am întrebat pe oameni, băi, cum focăriți voi, cărbunii răi, era pământ. Luat un foc de sârb și a mers cu noi. Dădeai două, trei luat pieți pe foc, băga cârligul și mergeți. Cum mergeți? Băi, dacă mâncare, cum face? Aduceți băi caz, aduceți petrol și chibritul, că noi n-avem, tăie porcul și n-avem ce face. Am adus chibritul cu tare, a venit câte un coș, sărdine, ouă, câte un cer de vin, tot ce trebuie. Aveam mâncare pe urmă, băgam lopata în foc, băgam în apă, făceam albă, tăiem slănină, ouă, făceam scrop pe lopata de mare. Așa mai merge. Și un coleg de meu, Gutnev, era basarabian și l-a luat dispecer la Segedin. Era îmbrăcat în uniformă rusească. Erau titoiși ăștia, soldații, răi tari erau. Spune la ruși că noi săbotăm, dăm apă afară cu tari, că erau mașinile guzate. Dar ruși aveau un capitan rus pe mașină, înjura. Nu e adevărat. Făceam cu o roană de oameni și îmi prindeam cazanul cu apă. Și așa a trecut mult timp. Era, mai având de un accident, l-am mocrit. A venit cu un tren de ruși, râniți erau. Vrea car sârb, a intrat cu locomotiva, cu mecanic, cu un coleg lui Zahiu, și a venit peste mine, a spălat cu 6 vagoane. A sărit și capitanul și pochistul meu, a rămas numai eu. Am dat contra presiune, că nu era trenă de aer. Și în fine, sârbi și ne omoare, soldații sârbi erau acolo. Capitanul a venit anchetă. A făcut anchetă, l-a pușcat pe acolo în sârb. Nu ies de lăbat. Și acum, de câte ori venim pe acolo noi, pășet principiul noastră, ne jura, am luat pe Gutnev, mai luat doi soldați ruși, și a venit din gară în gară. Dacă vă mai legați de bărbâni, vă pus piteți. Și pe urmă ne-a lăsat în pace. Și am început, a venit pacea și a scăpat de acolo. La Timișoara. La Timișoara era, cum să vă spun, un om cu sicanie. Era directorul Olteanu. A făcut o popticărie acolo la terasă Eminescu. Era câte 18 echipe. Vine cu soție, cu copii, mergeam cu dânsă la local. Dar era distanță așa de respect. Că dacă duci pe el la restaurant, îți trage de mână. Da. Lăsați-l. Da, sigur. Hai să mai scurtezi când poate. Dar reținut. Despre perioada de front. Din partea asta. Cum ai ajuns aici? Și... E bun că are o memorie perfectă și da. Deci până ajungi la Odessa, era frumos. Și era respect, dar trebuie să fie om de cuvânt. Dacă luăm un taxiu, se vede. Și uite la tine. Era diferență mare între noi, din Moldova și acolo. Deci toată coordonarea era rusească. Deci toată coordonarea era rusească. Erați coordonați de ruși. Deja mai tare. Erați coordonați de ruși, nu? Rușii. Coordonați erați de ruși, da? Rușii. Erați conduși de ruși atunci. Rușii vă conduceau. Nu, nu, nu. Nu are treabă rușii cu noi. Nu? Au translat undeva. Depou era depou. Trebuie mai tare. Atelierul, atelier. Umblau coloan de ăștia de pe ei, noaptea, te băte, păi și jocul să leagă la punct, nu mai făcut nimic. Ce conducere era atunci? Când am umblat... Cine era atunci?
eram, după ce am bombardat Timișoara, m-am mutat de la Timișoara la Pădureni, că erau mulți colegi, la 5-6 km de Timișoara. Am dus la primărie, te duci la moșul Bordoș, pe Soca cu numărul cât are. Și ce era Soca, că nu știe nici noi, strada mare. M-a dus la moșul Bordoș, acolo, poartă mare. Păi eu primit el așa, da, era un moșneac, copilul ea. Mi-a dat o cameră, am trăiește tem acolo. Păi, face ziua, bravo, pobuș, și asta mi-i place. Lăsați. Erau mii de porci, treceau, bravo, urmă. După ce treceau porci la pescut, vineau vitele, tot așa, așa bogați erau acolo. Aveau lanțuri, tutun să mă dau, aveau vii, aveau de toate. Ne-am prieteni cu moșnearul, a fost primar, e lăsat pe mașină de trei, avea cazane cu păsui, era bine acolo. Mâncarea lor prăjitor avea prăjitor cu mac, asta făcea. Avea un singur băiat, plecase pe front cu calul lui și era supărat la moșneagul. Acum începea să bombardeze Timișoara. Eram... Veneam cu trenul în Timișoara, veneam înapoi. Că făceam și practică la depou. Început să bombardez acolo, unii dădeau bombe incendiare. Dar nu s-a format aia din Timișoare, era, nu știu cum, parcă un protocol să nu facă strigașul din Timișoara. Pe termina războiul și a rămas acolo, când m-am venit la Pașcani. La Pașcani era linia largă și erau, rușii erau, la noi la Pașcani. Întrebați la când l-au concentrat? Când am plecat erau nemții. Când l-au concentrat? Când am venit erau roșii. Când te-a concentrat? Cum? Când te-a concentrat în armată? S-ai plecat de aici? Dar nu am concentrat, adică am luat în armată în 40, mă luam militar. Deci era timp, militar. Intervenându-se armată, era articolul 72. Și eram trei colegi, Hrișcu, Comăniță, eu și unul Onisie Octav. Și m-a dus, mi-a dat la 24 artilierii. I-am prezentat la Roman, la pater sedentar acolo. Acolo, băi, te păduși la Seboan cu unitate la Seboan. Te-am prezentat la Seboan, îi venise din Bucovina, refugiați de ruși, și erau cantăriți la Seboan. Am prezentat la comandant acolo, unul în bateria întâia, unul în două, unul în treia, unul în patru. 40 până după 45 au rămas corporat toată perioada, nu? Din 40 până în 45 ai fost încorporat în toată perioada asta, nu? Până în 43. 31 decembrie 43 mi-a dat drumul. Și în loc de oameni, am făcut mai mult. Și... Dar aici, de la vânători, la Odessa, Sculeni, Odessa, până acolo. Am bine. Cum o luam militar, atunci noaptea mi-a spus pe prezența la sergentul șofer în baterie de specialități. Am primit la sergent, domnule, vrea cât îmi brac mâini dimineață. La 20 noaptea, de ziua nu pleacă pe zonă. Divizionul 1 era bateria 1, 2 și 3. Hai să te îmbrac, hai să te îmbraci. Numai reforme era. Și bote, răli, tot erau plini de păduci, cămășuri. Pe de îmbrăcat, ce era să facă? Mi-a dat un cald de 1 metri, da? Armă, cartușe, eram soldat de gând, făcusem premilitară, în perioada asta, în 40-39, începuse premilitara. Pentru că de la teren m-au dat la depoziu, dat o mulțime de oameni. Eu pregătit pentru principii războiul. Eu pregătit pentru mecanici. Și am ajuns la podul Iloaie. Acolo
pe doi cu Comănești, cu Hriscu, ne vedem, măi, și mă jur, mai rădăm. M-a dus la un prăitor, cu evreu acolo, i-a călcat ani de păduchi, ce era acolo, m-a luat cu mamele și cămașul spălat și spălat, le-am luat către misiune, le predau. Și-am plecat la vânători. Vânători de la Iași este comună vânători și este drumul acela care duce la Sculeni. Materiei de tragere, tunurile au băgat pe malul Prutului, plecat. Noi am rămas cartelit în vânători. Ne-a dus unde era poarta noastră unde avem cu frunteașul răspânul, era arătat ce trebuie să facă. Și zi, tu ai grijă de cal acolo, te-o pregătesc mâncare. M-a dus, s-a bucat. Păstre multe, mâncare pentru lumea. Am vrut cu femeie să tai un pui ceva să facă mâncare. În timpul ăsta vine un sergent Rubejnaru. Păi da, tu mănânci între loc să ai de cal? Era un așa mitel, sergenți erau și mai furisiți oameni. Răi! Și... Zic, dar ce nu vorbești mai frumos, băi? De să ne iei una în mine. L-am împins, o împins, o lovit cu barba de... Eu am rămas la capul ăla. ...de podie. Dacă mai vii timpul. Am pus capul pe armă. Eu știam că n-are mie să facă nimic, eu trebuie să pun jurământul. N-ai pun de până, nu e soldat. Și... o plecat. Nu mai făcut nimic. Stați aici. Capitanul rămâșea să-l Iași. M-a scos din, după ce s-a terminat plotul, m-a scos la raport la capitan. Dar auzi, vezi ce spune el ăsta. Domn capitan, a făcut o prezentare frumoasă acolo, a venit viața mea și a început să mă înjuri. S-a predicat și a luat de barbă. Băi, Bejnaru, știu că ești cam bețitul. Și studiai, deci la cancelare. Este de la Iași, de telefon. Și mai venit unul Gheorghiu, mai venit un băietul de Scărescu de Roman, și avem o tripetă acolo, trebire, mâncare era, băutură, de toate era acolo. Instrucții, dar am făcut deloc. Ești cu mine la tragere, îmi bață cum să tragi cu turul, cu toarbile, și merge mai departe. De acolo ne-am mutat, după sărbători am venit acasă, ne-am mutat la Goloiești, nu, la Orzen, lângă partea cealaltă, Iungheni, la Basarabien. Acolo vine câteva oameni să bombardeze rușii. O vine din avion de notă, ia rienii ăsta, tătile de jos. Și am prins un parașutist, scapat să dau cu parașutul jos, l-a luat la noi, la baterie. De acolo ne-am mutat la Goloiești. La Goloiești. Vă duceți la Roman și luați concentrați. M-a dus cu plutonierul Apietii și am luat 200 de osași pentru bateria noastră și pentru celelalte baterie. Și am venit înapoi. Zic, și nu schimbă pe capitanul nostru. Îl dă pe unul Camban Hannibal, rezervist. Au purta rău cu ofițerii, cu sub-ofițerii. Ne-a dus noi înainte de a începe atacul să trecem în partea cealaltă. Zic, ne-a dus voi doi, trei la el. Domn capitan, dacă nu vezi treabă, nu mai vezi casa. Și băi, du și reclamă, ai martor? Da, nici un martor, n-ai nimic. S-a liniștit omul. Pe a doua zi, la 4 dimineața, a început atacul. Când am trecut în partea cealaltă, era cald, oameni umflați din cauza căldură, caii la fel. Era oricum, noi, prima dată când vezi morți, nu te simți așa bine. Început rușul un atac. Ne-am băgat lângă morți și trăgem cu barbele de ții. De acolo am plecat spre
Bălți, Alexeni, Florești, am avut lupte la, la Alexeni, ne-am băgat baterie de tragere într-o poziție care aveau rușii reper și ne pregăteau omoră. Și a spus că nu-i bun, ne avem doi procostineți, amândoi erau de, din Băcești. Pușcașul și cu Petrescu, era pe Petru și ăsta era activ, Pușcașul. Nu-i bun, domnule, dar ce vă comandați voi pe voi? Aia, poți să faci. A tras un foc turnul 1, a venit, rușești, a venit o bombă în turnul 1 și ne-a omorât pe un caporal, un Iacob Ion Aurel. L-a omorât. Ce-ai făcut, domn căptan? Ne-am dus, am dat telefon la, la comandament și am vorbit cu colonelul. Uite, domnule, cu tare, cu tare, cu tare, și-a vorbit și Pușcașul. L-a schimbat imediat. I-au dus la capitan. Și de acolo am mers la Hotin. La Hotin, pe malul Nistrului. Partea alaltă era o cazemată. În față era orașul Râmnița. Trăgem cu tunurile, ajungem bomba pe, pe cazemată, pe care era tunul mic, de 75 nu era bun. Și apoi vine mai pe o aviație și o să facem cazemată aceea. Acolo, acolo iar am tras-o bine, mâncare era, trebuia cu un porcel de la gospodărie. Nu facem păi nu vă dați seama ce oameni au tras și dădeau din cariera. Erau caise, îi coborai jos pe coanta acolo și te iei în copoază, scutai, te duci la pământ. Și în momentul ce începe să te tragă rușii la cazemat și te tăie în două, dacă te vizitea. Eu prins pe urmă un avion de vânătoare de-a lor, îmi e frică, vedem cu cazemata. Am găsit și alunii americani. Noi nu știm că sunt în pământ pe cartofi, ca, cum cresc cartofi. Și asta e perioada din 40 până în 43. Da. Asta e perioada când... De acolo am trecut în Râmnița, distrugi demși. Nu mai termină. E mult de povestit. Mai scurtează. Da, a ajuns până la cotul domnului? Nu a ajuns. Nu. Dar e când am ajuns pe front de acolo, am luptat mult la dar din toată parte și acolo. Acolo, într-o dimineață, eu îmi bătea pe ruși. Au adus mii de ruși, mulți, mulți. Cât ierba și pământ așa erau. În picioare mergeau bieții. Vă spart frontul, lăsați-l, lăsați-l, lăsați-l. Să o scurtez mai puțin. Vă spart frontul, câte 13 infanterii, 6 vânători, și-a venit la noi, la, la Tudor. I-am băgat șarpelice de cuvinte, i-am omorât pe câtul și am oprit frontul. A fost decorat unitatea cum ea evitează. Și s-a terminat războiul. O viață mea respectivă, da? Da. Haideți, domnul Petrica, spuneți dumneavoastră ce vă. Domnule primar, doamna viceprimar, domnule director Zică Zanet, prea copioși părinți, stimată familie, stimați invitați. Sărbătorim astăzi pe veteranul de război, domnul Rețoi Nedumitru, născut la data de 17 mai 1919 în Pașcani, de profesie mecanic de locomotivă, care la data de 17.05.2012 a primit frumoasa vârstă din nou de 100 de ani. La mulți ani, domnule Mitică! Domnul Rețoi Dumitru a participat în cel de-al doilea război mondial, atât pe frontul de răsărit, cât și în luptele de eliberare a României de sub jugul fascist. Această sărbătoare al colegului nostru îi oferă o dată în plus prilejul de a memora episoadele luptelor înficate pe care le-au purtat pe toate câmpurile de bătălie bravi ostași români.
față de aceste mari sacrificiu, au fost pomenite în cartea și neamului nostru românesc. Mărturie de granit a unui trecut glorios ca de luptă pentru apărare pământului patriei, pentru apărare ființii noastre naționale, a limbii și credinții noastre străbune. Cum putem da uitării faptului de eroism ale neficaților dorobați, care în războiul independenței au luat cu asalt cetățile, Grilița, Smârda și Plevna, stârnit prin curajul și spiritul lor de sacrificiu, până și admirația vestitului conducătorului Ospat Pașa. Același înalt spirit de sacrificiu i-a însoțit pe ostașii români de copiii eroilor luptelor de la Mărășași, Mărăși și Oituz, unde au căzut la datorie mii de ostași români în funcție cu vestiții generali, Ieremia Grigorescu, David Propogescu, Ion Dragalina și alții. Muzeul de la Mărășești este icoana vie care adăpostește mii de ostași eroi ai neamului. Trebuie să fie vizitați de toți românii, dar mai cu seamă de tineretul patriei noastre. Aici stă mărturia jertfa de strângeri luptei făurii României mari, pe care nemuritorul Eminescu a văzut-o întinzindu-se în vechii sale hotare. Nu putem și nu avem voie să uităm sacrificiile cutremurătoare făcute de ostașii români în cel de-al doilea război mondial, atât pe frontul de răsărit, cât și luptele pentru eliberarea pământului scump al Transilvaniei, cât al întregii României. La toate le-am ținut pe rămânând stăpân pe pământul român. George Cosmuc spunea, nimic pe lume nu-i mai sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător înfășurat în trei culori. Vă mulțumesc pe toate! La Odessa acolo era comandamentul ocupat o clădire mare acolo și așa a fost minată de ruși, atât și omorât. Părinte, nu controlat de nimic. Primar, cu cine se pentru onorată asistență primită și nouă ca să ne alăturăm eforturile dumneavoastră și respectul pe care iată l-ați oferit astăzi pentru Unirea Mitică Rățoi, epitroful bisericii noastre. Am apreciat faptul că, iată, ați vorbit ca, despre el ca fiul al neamului. Eu m-aș referi, și în mod deosebit, m-aș referi la ca fiul al bisericii noastre ortodoxe. A slujit biserica din fragedă copilărie până în ziua de astăzi și m-am bucurat că i-ați oferit o carte cu monografia orașului nostru, unii este și cu autor părințele Mihai Mucanov, cu care a lucrat atât de frumos la restaurarea monumentului nostru istoric. Au reușit să așeze o pictură foarte frumoasă, de mare valoare. Când am fost la Athos zilele acestea, am văzut că biserica de la Prodromul, biserica românească de la Prodromul, la mănăstirea Prodromul, este restaurată de același pictor care, iată, a pictat aici la biserica noastră Sfinții Voievozi. Noi îl apreciem în primul rând și pentru faptul că, iată, este un model de familie. O armonie perfectă am întâlnit în casa domnului Rățoi, copiii crescuți într-o dreaptă credință, educație frumoasă oferită copiilor și nepoților. Și pentru noi, cei de la Biserica Sfinții Voivozi, într-adevăr, a fost întotdeauna un model și rămâne un model și va rămâne un model. A fost laureat al diplomei de vrednicie de 3 ori. Când am primit 350 de ani de la Sfințirea Bisericii noastre, monument istoric, când a fost prezent și în al preasfințitul mitropolit, anul acesta, când în al preasfințitul a slujit iarăși la Biserica noastră Sfinții Voivozi, i-a oferit o diplomă din partea Mitropoliei de vrednicie, iar a treia oferim astăzi la 100 de ani. 100 de ani de vrednicie cu adevărat, în care a slujit neamul și biserica, și oferim și o icoană cu chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, icoană fața căreia s-a rugat întreaga viață și în fața Mântuitorului și-a așezat
frumoasa viață și vrednica lui viață. La mulți ani cu sănătate, să ne trăiți neamitică, cum zic, știți cum zic evrei, încă 120 de ani, așa are urarea evrească, noi spunem și mai mult, ani bun cu vrednicie și mântuitor pentru sufletul și pentru viața dumneavoastră. La mulți ani, sănătate! E frumoasă cu părinte, vă dă iconița, iconița cu mântuitorul, care l-ați avut mereu și în buzunar, așa cum îmi spuneați, când mergeați pe front și dimineața faceți gimnastică și după aceea se așează în genunchi și face rugăciunile. Asta e programul. Fiecare zi face, respectă față. Robului tău, Doamne, Dumitru Rățoi, la împlinirea 100 de ani de viață pe pământul acesta, te rugăm, Doamne, să-i dăruiești zile îndelungate, cu sănătate, cu credință, cu bucurie, cu mulțumire și să-L păzești, Doamne, Dumnezeul nostru, alături de cei dragi ai Lui, din casa Lui, alături de biserica noastră, alături de cetatea noastră pășcăneană, pentru mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, să trăiți. Suntem și noi la sentimentul cuvintelor exprimate de părinții de la parohia Sfinții Voievozi, al cărui enoriaș epitrop și om de nădejde, de cuvânt, de suflet, de inimă, de credință, a fost acest om de 100 de ani. Și eu, domnul Rățoi, îți aduc aceeași recunoștință și mulțumire pentru că i-ați învățat pe copii ce înseamnă biserica, ce înseamnă să-ți iubești biserica, să-ți iubești credința, să înțelegi sensul bisericii în viața noastră creștină, în viața noastră pământească, în viața noastră românească. Și am fost emoționat ieri când fiica lui m-a căutat la biserică și mi-a spus: părinte, din partea lui tata, la împlinirea 100 de ani, vă mai oferim câteva cărămizi la catedrala orașului nostru. Minunat gest, minunată faptă, sfântă și dumnezeiască, binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că, oricum am vrea, titorii de biserici și mănăstiri, schituri, vor fi pururea pomeniți, veșnic pomeniți în împărăția lui Dumnezeu. Sigur, noi folosim darul pentru cărămizile care le placăm acum, că mai avem de placat 3 rânduri de cărămizi pe zidurile bisericii, pe zidurile catedralei orașului nostru. Vă binecuvintez din toată inima și să ne trăiți, că încă ne mai folosiți. Doamne ajută! Via din mort, cu moartea pre-moarte cărgând, și celor din morminte viață dăruind dureri. Hristos a înviat din mort, cu moarte pe moarte cărgând, celor morminte viață dăruind dureri. Doamne iurește, Doamne iurește, și cu cinci părinte binecuvintează. Pentru. Hristoase Dumnezeu le binecuvintează darurile în cinstea aniversării Domnului Epitrop,
și cetățean al orașului nostru, Dumitru Rățoi, că Sfânt ești totdeauna acum și pururea și în veci, vecelor. Amin. Avem un fost coleg, sigur, mai mic, ucenic, din ce a semnat o seneală lui profesională, domnul Constantin Carolea, și vă rugăm să-l ascultăm, să ne exprime și el câteva cuvinte pentru colegul lui. Hai să stăm în loc. Domnul Rățoi? Domnul Rățoi? Mai tare. Mai tare. Nu, că se spune că vorbește domnul. Domnul primar și deputat, în data din 14 decembrie 1956, am fost eu, am fost angajat la depo Pașcani. Deși tot în data din 14 decembrie 1956, trebuia să intru să lucrez la fabrica de țevi la Roman. A fost așa o mișcare, că până la urmă a venit la Pașcani. Dar vreau să vă spun că în anul ăla, dumnealui era titular, la locomotiva 230-180. Ui, și la pensii, de pe ce ești locomotiv. Mă scuzați. Au avut o tenacitate între rândul, care nu mulți colegi au putut să o aibă. Odată în Iași, un impregat, îl chema și o Praga, cred că era și Pășcănean, zic, băi, de ce nu îi puneți voi șef de depo de Rățoi? Dar atunci puteam noi să punem șeful de depo, când era situația care era. A fost un exemplu între noi, demn de urmat, o zis și părintele. Eu nu-i urez decât mulți ani și rog, și vă rog și pe dumneavoastră, peste 20 de ani și 4 zile, să veniți la o aniversare asemănătoare a mea. Da. Acum, dacă mai permiteți, o pomenit de podul Iloai, de război de asta, dacă îmi permiteți, vă zic un banc cu podul Iloai. Pentru cei care nu știu din limba rusă, să le explic că pișet la ruși înseamnă a scrie. Da. Câțiva știm că am învățat-o. Cac înseamnă cum. Acum, după război, un rus o termina de linii de pe un bordei pe acolo și o ieșit și el mai capte ceva de mâncare. Afișă pe acolo, tipă cu varga în mână, oameni, și eu. Dar rusul întreabă, ce tot pișet în gazetul? Dar românul, după colț. Cac, tot după colț. E spune, dar nu lucra pe locomotivii diesel deloc? Poftim? Nu a lucrat pe locomotivii diesel de el? Nu. În perioada aia ieșise la pensie, când au început să vină primele locomotive. 68, 70 ieși la pensie, când? 73. 73. 73. 73. 76. Nu a apucat diesel. Deci primele locomotivii diesel în 76 au ajuns la depo, 75. Domnul primar, cum a fost mecanic în Revoluție? A intervenit. A intervenit. A Și uite ce vă sete pe o pietre, de ce pașcare, nu știu mașină cu pietre. Cum se poate vă așa ceva? Și cu ce? Avem o spus și primul combustit, și nu-i plătire. Cu ce bun, cu care? Și am zis, puteți să vă știu cu economie. Și am spus și oamenii, mă luat pe bufițarul de voi. În semn de recunoștință am analizat pe moment și am constatat că domnul Rățoi nu este cetățean de onoare a municipiului Pașcani și
și la prima ședință de Consiliu o să promovez un proiect de hotărâre să facem cetățean de onoare al municipiului nostru. Sigur, cred că toți veteranii de război ar trebui să devină mai puțin de onoarea municipiului. La mulți ani încă o dată, Dumnezeu să vă ajute bine și face.